Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Eurotir 2024, reperul zootehniei europene. Târgul de la Hanovra este spațiul ideal pentru fermieri de a se pune la curent cu toate noile strategii și planuri pentru viitorul zootehniei la nivel european și internațional. Actualele politici agricole ale Uniunii Europene vor trebui reconfigurate, iar politicile comune pentru zootehnie vor trebui centrate mai mult pe dezvoltarea competențelor în antreprenoriat și pe continua educație în spiritul inovației și al noilor tehnologii din domeniu. Despre toate acestea, dar și despre modelul american de politici pentru zootehnie, ne vorbește Radu Antohe, expert în politici agricole al DLG Intermarketing, într-un interviu realizat de echipa Agro TV la Hanovra Eurotir 2024. La această ediție Eurotir 2024 trebuie semnalat câteva aspecte și aș vrea să punctez pentru telespectatorii noștri câteva aspecte legate de ce înseamnă, pe de o parte, pregătirea viitoarei politici agricole în domeniul zootehniei, și aici au loc dezbateri, discuții, runde. Fermierii sunt aduși în prim plan din punct de vedere al nevoilor și al necesităților de a continua să ducă mai departe menirea unei ferme zootehnice, pentru că este o mare problemă, mai ales pentru tinerile generații, și pe de altă parte, cum respectăm armonizarea cu legislația europeană pe mediu, în același timp cum menținem orientarea fermelor zootehnice pentru piață. Adică piața va fi suverană și va dicta dacă actualmente politica agricolă comună este axată pe subvenția la poarta fermei, adică să ținem această menire a fermierilor să producă, în viitor va trebui să trecem un pic de altă parte a poziționării fermierului, și anume de a dezvolta competențe antreprenoriale, de a dezvolta competențe de inovare și, nu în ultim, educația. Educația e foarte importantă în domeniul zootehniei și nu numai, ceea ce vedem aici în Europa. Și plus peste aceste trei calități vin cele de reglementare, regulamentele europene. Aici avem reguli foarte stricte și Europa spune că toate statele membre trebuie să se armonizeze într-o linie comună. Pe de altă parte, la această ediție Eurotir 2024 au fost dezbateri privind politicile și proiectele, metodele sustenabile pe care Statele Unite ale Americii le implementează în America, în Statele Uniunii, și, bineînțeles, le aduc ca model pentru Europa. Față de modelul european, americanii pun foarte mare accent pe eficiență, adică gândirea de a produce, de exemplu, au fost dezbateri pentru calitatea și cantitatea materialului genetic obținut, de exemplu, la producția porcină. La scroafe, dacă ai o producție de medie de 40 de purcei pe scroafă, americanii pun accent foarte mult pe calitatea purceilor, cât înțarci și mai ales câtă carne produci. Pe când noi, într-adevăr, mergem, europenii, mergem pe o marjă mult mai laxativă din punct de vedere al numărului, al cantității, pentru că ne interesează foarte mult de ce? Subvențiile, numărul. Americanii merg foarte mult pe cantitate, dar calitatea acestora. Ei sunt orientarea pentru piață, lupta, că acolo este câștigul eficient pentru fermier. Revenind la întrebarea dumneavoastră de bază, aici, la Eurotir, s-au pus în valoare cele trei componente mari, și anume genetica, pe care germanii o au din punct de vedere al producției, și aici mă refer în primul rând la taurine, taurinile pentru carne. Accentul foarte mult pus pe rezultatul economic, germanii sunt un pic mai, să spun, aparte decât restul Europei. Pe de altă parte, la producția de lapte, într-adevăr, cu cât putem să implementăm mai ușor pentru fermier astăzi, prin metode inovative de tehnologie, de a păstra, să spun, numărul total de germeni cât mai scăzut, să avem, să spun, cantitatea de proteină și de, să spun, grăsime din lapte cât mai bună pentru fiecare rasă în parte, fiecare rasă de interes economic, și astfel aceste dezbatere au avut loc în contextul în care tehnologiile, inteligența artificială va fi parte în managementul, în gestionarea oricărei ferme, indiferent de dimensiune, de la 20 de vaci până la 2000 de vaci. Atunci, într-adevăr, fermierul va trebui să fie capabil să înțeleagă și să aibă lângă el atât medicul veterinar, inginerul zootehnist și, mai nou, managementul economic, economistul. Economistul trebuie să fie parte din fermă, pentru că, vedeți,
Una e să ai această menire, să continui și să duci o tradiție, că marea lor majoritate în Europa merg pe o tradiție, au văzut, de la bunici la părinți. Dar în același timp să conștientizeze că nu poți să faci numai o activitate de dorul de a o face sau de a o menține viabilă dacă nu ai un rezultat economic. Soluții și echipamente pentru creșterea bovinelor prezentate la Hannovera Eurotir 2024. La cel mai important eveniment dedicat tehnologiilor de creștere profesională a animalelor, precum și managementului fermelor zootehnice, România este reprezentată de o serie de producători care s-au alăturat celor peste 2200 de expozanți veniți din toată lumea la Eurotir. Sunt prezentate vizitatorilor cele mai recente progrese, produse și servicii utilizate în domeniul creșterii animalelor, promovând practici durabile, orientate spre viitor. Colegul meu, Marius Mila, este la Hannovera, la târgul organizat de DLG Intermarketing, unde a realizat pentru astăzi un interviu cu Ionuț Lupu, directorul executiv al Asociației Holstein Ro. Zootehnia are nevoie de robotizare, are nevoie de mecanizare pentru a aduce plus valoare în producțiile din ferme. Așa este. Vedem că din 2 în 2 ani apar noi noutăți în ceea ce privește creșterea animalelor. Voi face referire în primul rând la ceea ce se întâmplă în pavilioanele în care au expus companii specializate în furnizarea de soluții și echipamente pentru creșterea vacilor. Sunt plăcut impresionat de faptul că vedem un focus tot mai mare pentru echipamentele care ar trebui să asigure un plus de confort sau să ajute fermierul pentru a oferi un plus de confort animalelor. Vedem inovații și faptul că în acest an înțelegem că medalia de aur a fost pentru inovații, a fost oferită unei companii care tocmai asta face, încearcă să ofere un plus de confort animalelor în momentul în care stau așezate în zona de odihnă. Este un sistem inovator venit din partea unui furnizor din Danemarca. Sunt multe noutăți, vedem și pe partea de mulți și din păcate însă înțelegem faptul că numărul expozanților este ceva mai mic decât în edițiile anterioare. Însă chiar și în aceste condiții noutățile sunt foarte multe. Este clar, focusul este pus foarte mult în zona de bunăstare, în zona de să zic așa, într-o zonă de IT, astfel încât fermierii să aibă mult mai multe informații la doar un click distanță. Vedem analizoare de lapte, pentru că vin dintr-o zonă în care doar cu asta ne ocupăm, facem analize în diverse programe și facem aici referire la programul de control oficial al producției de lapte și vedem că sunt generații noi de roboți care au integrate astfel de echipamente, astfel de analizoare în componența lor. Deci este clar, fermierii vor avea foarte multe informații la un click distanță, iar lucrul ăsta n-ar trebui decât să ofere mult mai multe rezultate mult mai bune și performanțe mult mai crescute. Decagro oferă soluții de fertilizare cu biostimulare integrată. Cu echipele sale de logistică, de agronom și cercetător, Decagro vine în sprijinul fermierilor cu un serviciu complet și inovator în domeniul nutriției. Gamele sunt produse în singurul centru industrial european integrat pentru toată gama de îngrășăminte. Acesta este situat în zona Mării Mediterane, la poarta Bosforului, a Mării Negre și a Canalului Suez. Mai multe detalii despre portofoliul companiei aflăm imediat chiar de la reprezentanții firmei. Evenimentul astăzi este un eveniment aniversar. Noi împlinim anul ăsta un an. E prima conferință pe care o facem. Suntem plăcut surprinși de numărul mare de persoane care au venit astăzi. Peste 200 de persoane au fost azi în sală, ceea ce pentru noi reprezintă o validare a ceea ce suntem și ceea ce facem. Asta înseamnă că partenerii noștri, de potrivă fermieri sau distribuitori, sunt alături de noi și asta e un lucru foarte, foarte bun pentru noi. Decagro România a fost înființată în septembrie 2023. Ea face parte din concernul Decagro Internațional, care a luat ființă în același an, tot în 2023. Brandul Decagro este un brand nou de pe piața care a pornit din Grecia și a ajuns în România și probabil că va fi o expansiune internațională și către restul țărilor din Balcan și poate chiar înspre Europa de Vest. După un an și ceva de la începutul activității, compania Decagro, zic eu, că este pe un trend extrem de pozitiv.
și în același timp un trend ascendent. O să vă împărtășesc câteva din rezultatele noastre realizate până la acest moment. Am reușit și ne mândrim cu o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro. Practic am reușit să fertilizăm mai mult de 200.000 de hectare cu ajutorul partenerilor din distribuție pentru partea de finanțare și știm cu toții că acesta a fost un an destul de greu pentru agricultură, un an în care toți fermierii au fost încercați de toate aceste evenimente care lovesc întreaga lume, nu numai România, dar e clar că România s-a confruntat anul acesta cu cea mai puternică secetă. Deci sprijinul pe care l-am avut din partea distribuției, însă și încrederea fermierilor în soluțiile noastre ne-au și ne fac în continuare extrem de pozitiv uitându-ne către viitor. Decagro este deja prezent pe piața din Grecia, având o cotă de piață de peste 50%. Avem în România un portofoliu complet de produse în ceea ce înseamnă nutriția plantelor, fie că vorbim despre îngrășăminte granulate, fertilizanții clasici granulați, care folosesc fermieri, dar pe lângă această gamă de produse, care conține foarte multe rețete și formule adaptate nevoilor fiecărei culturi în parte, avem și o gamă de îngrășăminte hidrosolubile, avem o gamă din ce în ce mai largă de biostimulatori. Astăzi avem în portofoliu trei produse în această categorie. Mai sunt încă două care au trecut procesul de omologare și vor fi puse în piață în perioada următoare. Pe lângă gama de biostimulatori avem o gamă completă de ceea ce înseamnă îngrășăminte cu aplicare foliară. Și aici vorbim diferite rețete nutriționale care se aplică în diferite fenofaze în funcție de nevoie pentru a corecta anumite carențe care pot apărea pe parcursul perioadei de vegetație. Produsul numărul 1 ca și vânzări în preferințele fermierilor este Decagro Eurograin, care este un produs complex care conține atât macronutrienți cât și micronutrienți și, bineînțeles, componentele organice care sunt puse în acest produs. Iar pe locul 2 se situează un produs care se numește Decagro Cali. Schimbările climatice rearanjează structura agriculturii românești. Culturile însămânțate, care în urmă cu două sau trei decenii păreau firești, astăzi sunt mai degrabă excepții. Dacă porumbul era considerat pe vremuri cultura de aur în regiunile din sudul și sud-estul țării, astăzi doar cei care au sisteme de irigații în aceste zone mai reușesc să facă producții satisfăcătoare. În schimb, polul porumbului s-a mutat în zona Ardealului, constată fermierii. Gândiți-vă că polul porumbului s-a mutat din sudul țării în Ardeal. Exact, ce e, da. Spre ce discutăm? Și nu s-a mutat de acum, s-a mutat de acum 10-15 ani în urmă. S-a mutat, atunci se făceau la Turda hibrizi extratimpurii da. 90-100 din gândi. Da. Și acum se pun, cred că se pun și semitardivi în Ardeal și se cultivă. Deci au scot producții ca lumea, pentru că la ei plouă. În acest context, fermierul Ștefan Gheorghiță ridică o problemă importantă legată de viitorul agriculturii românești și modul în care vor trebui reorganizate anumite regiuni din punct de vedere agricol. Știți care este problema majoră? Și nu e la noi trei aici. Da. Problema majoră este că am trăit o situație pe care poate nimeni nu și-a imaginat-o, să avem 4 ani, 5 ani de secetă consecutiv. Da, în funcție de regiuni. Unii mai puțin, unii mai mult și așa mai departe. Dar minimul 3 ani a avut. Minimul 3 ani a fost peste tot. Da. În condițiile astea știți cum e. Că e vorba aia. Pui la saltea. Dacă Dumnezeu să pui la saltea, că nu poți să pui la saltea, că gândindu-te că vei dura, vei avea pentru 10 ani. E, în condițiile astea am ajuns în situația în care, clar, s-au terminat banii. Să uităm povestea, că mai rupem, că nu mai avem de unde să rupem, că nu putem. Oricum dăm la nivel de 1000 de lei, 500 de lei, 700 de lei, cât dăm. Începe să se pună întrebarea, dacă continuă așa, că irigațiile nu le facem într-un an și nici nu putem să le facem la nivel de țară, de întreaga țară. Dacă continuăm așa, ce facem cu anumite regiuni? Este o mare dilemă. Uitați-vă pe Moldova. Am luat toate coastele, toate râpele, să le băgăm în agricultură. Că era rentabil atunci, că puteai să pui și sticle de lampă, cum se zice, și făceai. Acum nu mai facem. Va trebui să regândim și fiecare dintre noi va trebui să regândească. Eu am oprit extinderea de 3 ani. Dom'le, vine la partă. Îmi iei și mie pământul. Mulțumesc frumos. Caută pe altcineva. Nu mă mai interesează, fiindcă mi-e frică. Nu văd perspectiva nici economică, n-am pe ce să îmi clădesc o strategie.
Compania românească Mifalchim produce tratamente fitosanitare pentru viticultură, pomicultură, dar și pentru cultura mare. În atenția celor interesați, firma a lansat în piață un produs nou, Mif Oil, un ulei horticol. Acest produs agrochimic biodegradabil este utilizat pentru întreținerea culturilor de pomicultură și viticultură aflate în repaus vegetativ și până la intrarea în vegetație. Acțiunea produsului derivă din calitățile celor trei microelemente coagulate într-o singură formulare, ce permite rezistența la temperaturi negative, eliminarea de ouă, larve sau insecte aflate în hibernare, micșorarea volatilității soluției de stropit și, totodată, mărirea remanenței produsului cu care se efectuează lucrarea de întreținere. Eu nu mai vorbesc de tratamente fitosanitare, vorbesc de întreținere de culturi. Produsele mele, care sunt toate, sunt omologate și multe dintre ele, la momentul ăsta, au și certificare de ROM îngrășământ. Sunt cu calități ce mă ajută pe mine să vorbesc și despre obținerea de calități ale solurilor și a punerii în valoare de microelemente din sol, care împreună cu sulful, cu calciu, cu microelementele cele cu care vin eu în compoziția formulărilor, obțin forme proteice pentru noi înrădăcinări, pentru noi porniri de vegetație cu succes. Tot la fel de bine, din aceleași produse și cu alte amestecuri, obținem rezistențe biologice la plante, obținem posibilitatea de a trece pe un sezon calendaristic cu diferențe mari de temperatură, noapte-zi sau temperaturi pozitive și temperaturi foarte negative, protejând plantațiile de pomicultură și viticultură în mod deosebit, dar de 2-3 ani de zile am intrat și în zona culturilor mari, ceea ce ne evidențiază ca fiind printre foarte puținii care fac așa ceva. Ca o noutate pentru sezonul ăsta, fiindcă pe piață sunt diverse formulări de uleiuri horticole pentru pomicultură, horticultură în genere, eu la târgul acesta am venit cu un produs, Mif Oil se numește, pleacă de la inițiale numele meu, Matei Ionel Filimon, și oil de la uleiul horticol, e un produs agrochimic cu biodegradabilitate totală, care poate fi folosit de acum, de după ce frunzele au căzut. Ce face produsul ăsta? Deci elimină tot ce a mai rămas, reminiscențe de boli foliare, factori de atac, ouă, larve, insecte, etc. Pune în valoare prin abordarea solului, pune în valoare microelementele din sol, transformându-le în formă proteică. Tot la fel de bine, mărește gradul de putrezire, de macerare a frunzelor ce au căzut bolnave pe sol, de unde solul poate împrumuta o cantitate importantă de carbon, carbonul fiind cel mai important microelement din natură. Astea sunt lucruri, zic eu, foarte, foarte importante, care, uitați, avem în fața noastră aici legumicultori sau zona asta. Pentru dânsii, astfel de inițiative sunt de luat în seamă, ei chiar sunt consumatori de ei noștri. Portofoliul nostru este de vreo 20 de produse, strict fabricate de noi sunt vreo 15, în zona vinificației am mai luat noi, în afară de produsele pe bază de bioxid de sulf ce le fabric eu, am mai luat diferite substanțe care să întregesc tratamentul la vinificație, mai ales anul ăsta este un an dificil, seceta a adus cantități foarte mici de strugure, indiferent de cum ar fi un an sau altul, că în domeniul agriculturii niciun an aproape nu înseamnă cu altul. Tu trebuie să vii cu potențiale surse de informație de a ajuta cel care se lovește de a întreține o cultură agricolă. Acordul de liber schimb Uniunea Europeană-Mercosur ar fi un dezastru pentru fermierii europeni. Țările Mercosur au mari avantaje agricole, costurile de producție sunt mici, iar ele nu au standardele de mediu la fel de aspre ca cele europene. Aprobarea acordului de liber schimb ar crea o concurență în piața agricolă europeană pe care fermierii din Uniunea Europeană nu ar putea să o câștige. În acest sens, Federația Națională a Sindicatelor Exploatanților Agricoli îi îndeamnă pe fermierii francezi să iasă la protest, conform agenției France Press și Reuters. Întrebat de reporterul AgroTV Andreea Gheorghiță ce se va întâmpla cu disputatul acord dintre Uniunea Europeană și Mercosur, Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a răspuns că va reprezenta un risc major pentru fermierii europeni. It will be the political decision of the member states to approve this agreement or not.
But this agreement is creating risk for the European farmers. Cheaper production in South American countries, Mercosur countries, with European farmers. This is the risk. I hope that this risk will be taken into account by the next commission and in the future European policies. Țările din America de Sud, Bolivia, Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Brazilia au condiții foarte bune pentru agricultură. Deci au avantaje naturale, să spunem. Ori aceste avantaje nu le au producătorii europeni, plus că producătorii europeni au mari constrângeri privind bunăstarea animală, privind emisiile, privind îngrășămintele și pesticidele. Și în acest context, sigur că ei pot veni cu produse mult mai ieftine decât produsele europene. Ori acordul cu statele din Mercosur, practic, dă acces liber la foarte multe produse industriale europene și statele respective din Mercosur sunt foarte bune la producția alimentară și atunci se face echilibru în defavoarea agricultorilor europeni. Tocmai de aceea sunt state care se opun puternic la acest acord, pentru că, de exemplu, producătorii de carne europeni vor avea de suferit cu certitudine, dar nu doar ei. Și atunci, sigur că sunt discuții mari. Ultima discuție a fost că ar putea să-i compenseze cu circa 1 miliard de euro pe producătorii europeni afectați de acest acord cu Mercosur. Vă dați seama, va veni o concurență neloială, devastatoare pentru fermierii europeni, pentru că aceste țări, și anume din America de Sud, ele nu respectă, folosesc tehnologii ieftine, nu respectă standardele de mediu pe care noi le respectăm și atunci produsele care vin din aceste țări sunt mult mai ieftine decât materia primă pe care noi o producem în ferme. Și atunci cu siguranță se creează un dezechilibru fantastic pe partea comercială. Deci ne va eroda foarte mult competitivitatea noastră la nivelul pieței europene. Nu discut de piețele din afara Uniunii Europene. Transformă rabla în avans pentru un tractor nou, Case IH, Steyr sau Farmol. Titan Machinery România oferă în această perioadă posibilitatea fiecărui fermier de a-și valorifica rabla, un tractor sau o combină din curte, transformând-o în avans pentru un tractor nou de ultimă generație. Mai mult decât atât, noul tractor pe care fermierii doresc să-l achiziționeze va fi finanțat integral de Titan Machinery, printr-o ofertă unică pe piață în cadrul campaniei Rabla la tractoare. Programul Rabla la tractoare, lansat de Titan Machinery, începând cu data de 1 iulie, presupune faptul că orice fermier care are în curte un tractor mai vechi pe care nu-l mai folosește, îl poate oferi avans pentru achiziționarea unui tractor nou, de ultimă generație, cu o dobândă anuală fixă de doar 2,99%, cu o perioadă de finanțare de la 5 ani de zile și cu posibilitatea ca prima rată să fie plătită abia în septembrie 2025. Bineînțeles că acest pachet de finanțare cuprinde 5 ani de garanție pentru tractoarele mai mari de 150 de cai putere și cu 3 ani garanție pentru tractoarele mai mici de 150 de cai putere. Oferta Rabla la tractoare cuprinde 0% avans, 2,99% dobândă fixă anuală, perioadă de finanțare de la 5 ani și prima rată în septembrie 2025. În cadrul campaniei lansată exclusiv de Titan Machinery România, fermierii pot opta pentru tractoare noi, de ultimă generație, de la Case IH, tractoarele Steyr cu transmisie continuă variabilă, sau pot alege din gama tractoarelor Case IH Farmol 110M, cu transmisie PowerShift. Puteți afla mai multe informații de la reprezentanții Titan Machinery, accesând pagina de contact a companiei www.titanmachinery.ro sau direct de la punctul de lucru din țară cel mai apropiat, pentru a găsi reprezentantul de vânzări. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.